aceste cuvinte. Eu cred că ta putere care e în mine. Atunci când Domnul te botează cu Duhul Sfânt, tu ai primit o putere. Aș vrea să-i fac geloși pe cei care sunt aici și n-au încă pecetea Duhului Sfânt. Dumnezeu să pune dorința în ei de a stărui după Duhul Sfânt. Iată că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Creștinii în ziua de azi, bisericile noastre, se înmulțesc doar cu ajutorul Duhului Sfânt, doar prin prezența Duhului Sfânt și doar prin Cuvântul Sfânt. Și mă rog ca această biserică să nu fie lipsită niciodată de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem programe, avem fanfare, avem orchestră, dar prea puțin puterea Duhului Sfânt. Și mă rog ca Domnul tuturora care sunt aici să-i îmbrace cu puterea Duhului Sfânt. Mai vreau să mai cânt o cântare, am vorbit cu fratele Matei, mi-a dat o mână liberă, acum am și un ceas în față, acum l-am văzut. Vreau să cânt o cântare, să cântăm împreună o cântare care se intitulează Din noaptea grea, doar Tu m-ai izbăvit. Nu știu, poate ai fost plecat printre străini. Poate ai fost plecat și ai stat o perioadă și ai trecut prin anumite încercări în țări străine și n-ai știut încotro să mai mergi. Și ai venit poate acasă trist, apăsat și falimentat. Dar să știi că întotdeauna, așa cum magii au fost călăuziți de o stea și nu puțin timp au mers după stea, au mers o perioadă îndelungată și s-au oprit într-un loc. Poate că ai venit dintr-o țară străină și te-ai oprit într-un loc ca acesta. Și într-un loc ca acesta ți-ai găsit pacea sufletului tău. Fiindcă locul acesta nu este un loc oarecare. Acest loc este un han de poposire în care Domnul vine să-ți lege toate rănile tale. Te-a găsit Domnul pe un drum părăsit? Te-a găsit Domnul printre străini? Iată că a trecut și Levitul, a trecut și preotul, dar samaritianul, fie slăvit numele Lui, care este Iisus Hristos, te-a luat și te-a pus pe Hasin, te-a dus la Han, a plătit angiului, ți-a vindecat rănile, ți-a uns rănile, coalifie Domnul de atâtea ori când ai venit în casa Domnului. Ți-a vindecat inima ta tristă și apăsată de atâtea ori. E cineva care poate să spună că Domnul s-a atins de multe ori în locul acesta de El? Ai venit împovărat și Domnul te-a despovărat de atâtea ori. Fiindcă El este Cel ce-a coborât și coboară în locul acesta. Aici vin copiii străini și orfani. Aici vin bătrânii necășiți și sărmani. Aici vin văduvele necășite și găsesc o licărire de speranță. Fiindcă aici este, precum este scris, casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Și cred că biserica din Deta este o casă de rugăciune. Haideți să cântăm această cântare. Din noaptea grea, doar Tu m-ai izbăvit. Dacă o aveți, vă rog să o afișați. Din noaptea grea, doar Tu m-ai izbăvit. Printre străini, Tu singur m-ai iubit. Când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns, Iisuse, m-ai mântuit și dulce mi-ai vorbit. Când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns, Iisuse,
se mai mântui și dulce mi-ai vorbit. Eu sunt Iisus, eu sunt scăparea ta. Eu te-am ales să porți lumina mea. Eu te-am ales și te-am chemat pe nume și vasul tău am pus puterea mea. Eu te-am ales și te-am chemat pe nume și vasul tău am pus puterea mea. De-atunci, Iisus, mi-e dragă calea ta. De-atunci, Iisus, tu ești lumina mea. Sufletul meu, liber spre cerul zboare, tot ce-mi doresc e să te pot vedea. Sufletul meu, liber spre cerul zboare, tot ce-mi doresc e să te pot vedea. Să pot lupta, să pot lupta, lupta din credința mea. Să pot dreapta, să pot dreapta, lupta din răbdarea ta. Să pot iubi, tu-mi dai din cer iubire. Să pot ierta, tu-mi dai iertarea ta. Să pot iubi, mulțumesc. În orice zi să-ți vin să te iubesc. Cu tot ce-mi dai să te slujesc pe tine în cerul sfânt, să pot să te urmesc. Cu tot ce-mi dai să te slujesc pe tine în cerul sfânt, să pot să te urmesc. De-aceea cânt din toată inima, cânt, căci mare este El. De-aceea cânt din toată inima, mare este Domnul și bunătatea sa. De-aceea cânt, îl laud pe Iisus, cânt, căci m-a iubit nespus. De-aceea cânt din toată inima, mare este Domnul și bunătatea sa. Într-or de zi, când mă trezesc, eu cu Iisus mă veselesc. El e cu mine în orice ceas, de aceea întotdeauna-i cânt neîncetat. De aceea cânt, îl laud pe Iisus, cânt, căci m-a iubit nespus. De aceea cânt, din toată inima, mare este Domnul și bunătatea sa. De aceea cânt, îl laud pe Iisus, cânt, căci m-a iubit nespus. De aceea cânt, din toată inima, mare este Domnul și bunătatea sa. Să cânte tot poporul, amin, aleluia, Iisus Hristos e Domnul, amin, aleluia. Să cânte tot poporul, amin, aleluia, Iisus
Iisus Hristos e Domnul. Amin, aleluia! E zi de sărbătoare, e Domnul în adunare. Aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia. Să cânte mic și mare, e Domnul în adunare. Să cânte chiar și frații, e Domnul în adunare. Cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când Hristos să se refioare, să fugă vrășpașa cu toată armata sa. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când Hristos să se refioare, să fugă vrășpașa cu toată armata asta. Astăzi, Doamne, eu te rog să intri în grădina ta cea însemăna, să uzi florile ce s-au frumite, cu petale joși ce s-au lăsat. Cântă floare minunată, cântă neceta, astăzi grădinarul i-a udat. Floare minunată, cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a mânat. Cântă, 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 cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a mânat. Cântă, 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 cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a mânat. Dar vino, Doamne, vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Și cine vrea ca Domnul să vină în casa lui? Vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Și rămâi pe peci când ea. Și când spinii răi mă pot și n-am unde să mă duc, când povara este grea, vino, Doamne, casa mea. Să cânte biserica, vino, Doamne! Trăiască Domnul!